o prăjitură în straturi. E fantastic de gustoasă. Tare bună. Dacă respecti țețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Hai, toată și la revedere. Da, Costi, că le spun șmecheria, păi se poate, nu degeaba am pus merile astea în față. Da, să le facă poftă, nu de alta. Dar o să le placă când o să vadă merii stricate, da? Merii stricate. Și l-a apucat pe Constantin ăsta să facă ceva cu merii stricate. Dragii mei pofticioși, și în cele ce urmează, l-ați văzut pe Constantin. I-a plăcut, a mâncat, s-a delectat, am mâncat și eu după și tot așa. Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Vreau să fac pentru voi o prăjiturică, din nou, de mere. De data asta un fel de milfoa. Sper că am zis bine că vorba aia nu m-am născut sub arcul de triumf. Avem și noi unul, dar e mai mititel o leacă. Dragi pofticioși, în cele ce urmează am să pregătesc pentru tine o nebunie de prăjiturică cu merele pe care cei mici ai mei nu le mănâncă. Da, nu le mănâncă. Că am spus că am să scot toți merii din grădină pentru că ei nu mănâncă mere. N-am ce să fac cu atâtea mere. Nu le vor decât pe alea cumpărate din magazin. Drept urmare, le transform și eu în ce pot și sper să-i uimesc cu desertul ce va rezulta. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Ingredientele cele aici în fața mea le vei găsi și acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta e trecută pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce e de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că hai la treabă! În cele ce urmează, îl pun pe Costică la treabă, că vorba aia, cam trage chiul în ultima vreme și e nevoie de un bărbat în bucătărie să mai facă și trebușoare de-astea. După cum bine ai observat, merișoarele acestea nu sunt perfecte. Ținta mea nu era să le iau pe alea perfecte. Alea perfecte le mănâncă Constantin și cu subsemnatul. Draga mea soție, nici să nu le vadă, cei mici ai mei nici nu există, nu ei, merele și tot așa. Drept urmare, m-am gândit să fac și eu ceva cu ele, că altfel le pierd. Mare, mare păcat. Și dacă te întreb de ce le-am luat tocmai pe astea, ei bine, simplu. Vedeți voi merele acestea zbârcite care au nevoie de cremă? Ei bine, n-am să le dau cu cremă, ci am să le curăț de coajă. Marele atu al acestor mere este că sunt concentrate. Adică, o bună parte din conținutul de apă, să spun 10-15% din conținutul de apă, s-a cam pierdut pe perioada cât au stat pe raft. Asta înseamnă că aceste mere sunt și mai dulci, și mai aromate și mai potrivite pentru tartă, pentru deserturi, pentru ce vrei tu să faci. Hai să le curăț. Da, le curăț de coajă. Am să le curăț în așa fel încât să nu prezinte niciun fel de stricăciune, după care am să-ți arăt ce fac cu ele. Hai, le iau pe toate rând pe rând, le curăț, le voi clăti puțin, după care îți spun ce trebuie să faci. Oricum, stai liniștit, desertul acesta e super, super simplu. Ca toate alea pe care le fac eu, mai puțin julfa, asta în cazul în care vrei să pregătești. Că vrei tu să pregătești julf. Hai, ne auzim când termin și eu de curățat. Că după aia mă strâng și din gât editorul. Acum că ai terminat de curățat cele 1 kg și jumătate de mere, e bine, le dai prin mandolină. Dacă nu ai mandolină, le dai la cuțit. Adică le tai la cuțit, mai bine spus. Dar trebuie să le tai cât se poate de subțire. De ce? Pentru că trebuie să respectăm pașii ca să iasă ceea ce trebuie. Altfel, pierzi garanția, nu de alta. Drept urmare, mandolina se tată undeva la vreo 2 mm, iau frumos fiecare merișor de ăsta în parte și uite așa. Când ajungi la semințe, te oprești. Îl întorci pe partea altă și iar te joci. Când ajungi din nou la semințe, iar te oprești și dai partea asta. Și iată, obții cotorul potrivit pentru găinuțe. Că da, trebuie să facă și ele ouă pentru alte prăjituri. Că se apropie sărbătorile, nu de alta. Hai să-ți arăt cam cum trebuie să arate, da? Uite, vezi cât e de subțire? Așa trebuie să fie. Hai, continuăm. Câteva momente mai încolo. Ai terminat cu merele? Ei bine, fii atent ce urmează. Iei frumos 100 de grame de făină. Făină normală de grâu, dar aș putea spune ceva mai bogat proteică. Dar e o făină mai pentru pizza, așa. Dacă nu ai, nu te stresa prea tare, pune și tu ce făină ai. Peste 100 de grame de făină de grâu, am să pun 50 de grame de amidon de porumb. Da, amidonul de porumb va da finețe preparatului, mă va ajuta așa caliant între straturi și unde mai pui că absorbe de 2 ori și jumătate mai mult lichid decât făina. Da, de-aia îl folosesc, într-o cantitate mai moderată, să zic așa. Am să pun și ceva îndulcitor, da, am să pun vreo 2 pliculețe de zahăr vanilinat. Păi aici, 2 pliculețe. Am să pun un pic de sare, cât prind cu 2 degete, mă rog, de 2 ori. Am să mai pun o linguriță de scorțișoară pudră. Iată, vanilia și scorțișoara merg foarte bine cu merele. Și am să mai pun 150 de grame de zahăr. Zahăr normal. Îl pun aici. Dacă te întreb de ce folosesc cana, e bine, simplu. Ca să o pot
manevra cum vreau eu. De fapt, conținutul să-l pot manevra cum vreau eu, fără să trebuiască să folosesc linguri și mai știu ce alte nebunii și na, mai există și riscul să dau pe lângă și nu prea vreau. Așa că mai bine ca Ana. De urmare, hai să amestec. Ei bine, da, se știe, amestecatul îi ardă. Iei frumos o furculiță și treci așa prin cană. Te asigur că totul e omogen. În momentul în care a intrat aerul în compoziția amidonului și a făinii, deja se amestecă totul foarte, foarte simplu. Se și poate vedea exact ce spuneam. Tot am dat pe lângă, dar nu la fel de mult ca atunci când puneam într-un castronel mai mărișor. Mă jucam ca la omletă. Acum, dragii mei, să dăm drumul la treabă. Trebuie să ansamblez toată minunăția asta de prăjiturică. Am totul pregătit. Mi-am adus frumos o tavă în care am pus hârtie de copt. Mă rog, am capitonat-o și eu cu hârtie de copt. Asta te rog să faci și tu. Am aici sita mea specială pentru a distribui uniformă din praful ăsta magic. Și merișoarele, iar aici mai am puțin zahăr brun. Vrei să folosești zahăr brun, folosești zahăr brun. Vrei să folosești un normal, folosești un normal. Dacă vrei să pui miere de albine, pui miere de albine. N-are importanță. Însă eu am zis să merg numai pe zahăr. Zahăr de tot felul și de toate tipurile. Pun ca o lingură de zahăr, uite așa, în tavă. Tava mea are diametru de 20 de centimetri și înălțime de 10 centimetri. Acum să dăm drumul la treabă. Iau din mere și formez un strat. Să înceapă distracția. Vorba aia, e și puțină terapie dacă ai nevoie. Când stratul de măr e gata, în genul acesta, e bine, pui niște praf magic. Iei și torni direct cu cana în sită. Apoi te ajuți de sită și distribui peste tot o peliculă fină. Dau și eu de margini ca să ajungă din amestec peste tot, da? Bun. Apoi treci la următorul pas și anume iei din nou mere și din nou formezi un strat. Și tot așa până când te saturi. Și de straturi, și de mere, și de prăjitură. Iacăși, nu știu câte straturi vor ieși, dar am să-ți spun. Am să-ți spun la final. Și din nou cu subsemnatul. Hai, ne auzim când termin toate straturile, că o să mai fie o leacă de treabă. După o eternitate. Ei bine, dragilor, am ajuns la 9 straturi. 9 straturi de măr cu intermediar praful acela magic. Drept urmare, asta am obținut. Acum, ce trebuie să faci? Ei bine, simplu. Eu, personal, îi pun un capișon de ăsta, un capac de hârtie. Uite, îl așez aici, peste, și presez puțin ca să mai iasă din golurile de aer. Uite așa. Iar mărul să intre în contact bine, bine cu praful magic. Și, dragii mei pofticioși, ce rămâne de făcut decât să le duc la cuptor? Da, un cuptor preîncălzit la 180 de grade, căldură de jos și de sus și am să las undeva la o oră, poate o oră și jumătate. O să spun exact după ce le scos eu din cuptor, că vorba aia nu fac toată ziua și mai ține și de măr, dar urmăresc o ușoară caramelizare. Practic mă interesează ca zeama rezultată, siropul acela de la măr și ce am mai pus eu, să aibă așa un pic de aspect de caramel. Asta îmi indică faptul că merele sunt exact cum trebuie, adică au eliminat bună parte din apă, iar ce am eu aici nu e decât bunătate curată. Așa că ce să fac decât să le iau și să le duc la cuptor? De ce am pus capișonul ăsta? Simplu, să evite evaporarea rapidă, odată, 2, să nu se ardă și 3, să arate că mă pricep. Hai, am plecat cu el și ne vedem de grab. Și gata, pofticioșor, iacă-te-o, a stat o oră și jumătate la cuptor. Hai să scot capișonul, capacul acesta de hârtie. Dragilor, ce rămâne de făcut decât să o las să se răcească complet? Un șas! Mai târziu. Și iată, dragilor, momentul mult așteptat. A stat, s-a răcurit, e exact cum trebuie. Chiar a prins și o oră la frigider. Da, acum a venit momentul să scot frumusețea asta din tavă. Și cum procedez? Simplu, ca burică. Pun și eu așa, întorc și eu așa și mă rog la Doamne, Doamne, să cadă. Așa că, hai, ia uite, s-a auzit zgomotul și sper să fie așa cum trebuie să fie, că am emoții. Ia fete. Cu grijă am să scot și eu marginile și hai să-ți arăt cum arată. Cu grijă, ia fii atent. Și dragi practicioși, iată încă o prăjiturică nemaipomenită de sau cu mere. Mere din alea zbărcite pe care nu le vrea nimeni decât eu și Constantin. Așa că în cele ce urmează mă pregătesc de scurta mica ședință foto, după care revin către tine cu degustatul acestei minunății. Că sincer zic, mi-e cam poftă și mie de cum arată. Mamă.
Și uite așa se învârte roata, când la stânga, când la dreapta. Dragi pofticioși, a venit momentul să tai și o bunătate asta de prăjiturică de măr. N-a mâncat Constantin în viața lui așa ceva. Hai să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Că sincer să spun, îmi place de numai. Din zbârcitele astea de mere a ieșit minunăția asta de prăjiturică. Așa că pofticioșor, haideți să tai să vedem ce a ieșit. Și o felie generoasă așa cum îmi place mie. Deja simt fiecare strat în parte. E ca o budincă, poți să spui, budincă de măr. Foarte bine legată. Și hai să vedem. Scot afară. Mamă, mamă, mamă. Wow. Ia uite tu aici, ce destrăturele. Hai să vedem cum e la gust, că deja îmi plouă în gură, nu alta. Cum altfel decât așa. Iau furculița din dotare și trec așa prin toate straturile astea. Uite aici cum se văd straturile astea. Uite numai puțin. La centru de comandă cu ea. Mam! Un fel de milfeu, dacă zic bine, o prăjitură în straturi. Strat după strat după strat. Wow! Wow, wow, wow! Tare bună! E super fină, foarte legată de altfel. Uite aici, e senzațional, iar gustul ăsta de măr caramelizat, n-ai cum, n-ai cum. Cu aroma asta de la coaja de lămâie, e genială. Wow! E ce trebuie, e ce trebuie. Mamă, mamă! Hai, toată și la revedere. Momente fericite alături de voi. Wow! Măi, dar bună-i, mamă ce bună-i. Dragi pofticioși, un deliciu de rețetă. Atât de bun, atât de fin, atât de aromat, parfumat, gustos, încât n-o să zână să crezi. Se simte scorțișoară, așa cum trebuie. Se simte lămâia, că am pus coajă de lămâie. Ce să mai zic, o înghețată bine, bine congelată, o cupă. Na, vorba aia, încă bate crivățul afară. E fantastic de gustoasă, e fantastic de gustoasă, așa că ce mai rămâne de spus decât să îți mulțumesc că te-ai uitat până la final, îți mulțumesc că ai fost alături de mine ca de fiecare dată, că îți plac rețetele mele, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciezi pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că îmi dai cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitezi pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu. Pofticios cu gândul la bunătatea asta de prăjitură, budincă, de măr, în straturi, milfei sau cum s-o mai numi ea. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți data viitoare. Pa, pa și toate cele bune!